Bună seara din nou, împreună cu Doru Scripcaru vorbim despre IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii. Rămăsesem sau am ajuns la cele dispărute comparativ 5 ani anul ăsta față de 5 ani de anul trecut, primele 5 luni. Anul ăsta au dispărut cu 18% mai multe decât anul trecut. Asta presupune că e raportul între dispariția netă. Chiar dacă au dispărut 100 și au apărut 80, ele au dispărut doar 20 ca număr din ceea ce este. Hai să vedem, Doru, cauzele acestui fenomen. Acum, este foarte greu să spui că nu au fost și cauze obiective. Faptul că ne-au găsit această pandemie total nepregătiți. Faptul că nici nu s-a înțeles bine... Pandemiile astea sunt așa ticăloase că nu dau un telefon înainte că, să spună da, venim. Venim. Da. Dar mai mult decât atâta, zic eu, a fost o foarte slabă informare despre ce este vorba, cum va fi. Undeva clasa politică a marșat prima ca implicare. Ori zic în această pandemie ar fi fost cazul în mod deosebit în primele luni numai și numai specialiștii ca să discute între ei, să discute la nivel european, la nivel mondial, să priceapă ce se întâmplă, cum ar trebui să facem, despre ce este vorba. Păi OMS-ul cu asta s-a ocupat. Organizația Mondială a Sănătății. Domn profesor, la noi a început treaba în februarie, nu? Ori cu înainte, în primele semnale, fusese în septembrie dată. În Franța. În Franța, nu? Care nu are legătură cu China. Sau poate fi avut? Păi asta vreau să spun. Sunteți convins că China au vrut să spună tot? Nu, nici pe departe. Gândiți-vă că problema foarte delicată este că acum câteva luni de zile, al doilea om în spionajul chinez a fugit. Lucru care este deosebit de grav. Nu mă percep la asta. Nu. Odată a fost o știre, ce-a făcut, ce-a spus, nu se știe. Și pace a fugit din România. Da. Nici despre el prea multe nu știm. Trebuie să așa cum sunt. Dar totuși, o treabă de genul acesta, când la nivelul unui mare stat, facem o paranteză, dacă permiteți numai, gândiți-vă că la ora actuală discutăm... Probabil ar trebui să fugă ca China să ocupe locul 1 în lume la economie. Deci dacă discutăm economic, discutăm China, SUA, dacă discutăm militar, URSS, SUA. Deci undeva acum încă suntem într-o situație bilaterală între modul în care rușii... Adică tu desconsideri 1,4 miliarde de oameni și îi aduci la 150 de milioane. E, știți, deocamdată, din punct de vedere economic... Chinești sunt aproape de 10 ori mai mulți. Dacă n-aveau congresul 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez, n-aveau acest centenar și nu ar fi... a fost acel raport a premierului, puteam să spunem că situația din China este foarte, foarte convenabilă nouă, fiind o țară economică. Numai că la acest congres s-a spus clar, Marea Galbenă este a noastră, problemele din sudul Chinei sale noastre, cu Taipeu, cu Taiwanul și așa mai departe, noi le vom rezolva și nimeni nu are voie să se implice. Deci, este o declarație dură de tot. Doi. E greșită? E greu să spun. Doi. O spus, noi în următorii ani vom face peste 100 de depozite de ogive nucleare. În ultima instanță, când faci un depozit în asta, cheltuie enorm de mulți bani, care nu îți aduc nimica. Nu produc nimic. Bun, din punctul ăsta de vedere, deci dacă ocupă locul 3. Da, dar dacă spui că ai atât de mulți bani, că nu n-o spus, dar asta se înțelege, ai așa de mulți bani, să faci 100 de depozite,
și nu-ți pasă, nu? Fiindcă dacă s-ar pune problema la o țară amărâtă, băi, ce faci cu banii ăștia? Păi cum ce fac? Fac aia, fac aia, fac aia. Corea n-are bani și își face... E, Corea, da, Corea au peste 50 de ani din când ei au condus cu mare, mare putere partidul, au condus un popor și poporul a făcut, vedeți, asta este avantajul dictatoriei. Poporul face ce vrea conducătorul. Și dacă așa au fost de la Kim Il-sung încoace, așa au fost Corea din Nord să fie un element foarte activ pe plan militar. Stai că l-am înțeles. Poporul face ce vrea cu dictatorul sau dictatorul face ce vrea cu poporul? Stai să tot, dar și poporul îl ascultă. El ascultă forțat sau neforțat, asta e alt subiect. Adică dacă se face niște reguli mai democratice sau mai puțin democratice, dar pe undeva dictatorul face ce vrea. Și având milioane de oameni, rezultatele le cunoaștem. Mai este un aspect. Gândiți-vă, domnul, tot pe politică mare. În Afganistan, toate trupele au mers ca aliate și făceau trimitere că ei fac parte și din alianța NATO. Dar nu merg sub egida NATO, fiindcă nu, NATO înseamnă numai Atlanticul de Nord, partea europeană, partea asta. Deci în Afganistan nu s-a spus așa. Doi, când noi am ajutat toate țările, era tratatul de la Varșovia, a țărilor socialiste, europene, nu? Și atunci când a fost treaba cu Vietnamul, i-am ajutat ca entități... Când a fost treaba cu Ceoslovacia, nu? Nu, dar în Vietnam n-am dat ajutor militar, fii primit. Ai fugit la una altă. Nu, așa. A fost după aceea ce spuneați dumneavoastră, treaba cu Ceoslovacia. Deci, formațiunile economice, la un moment dat, determină alte relații politice, militare și se pare că, la ora actuală, toată planeta asta noastră își caută noi dimensiuni. Mă refer la faptul că nu știu dacă vreodată în zona Chinei vor accede alte popoare care să spună că noi vă conducem, așa? Gândiți-vă, este o banală treabă spusă. Guvernul japonez, sărim de la una în alta, guvernul japonez a hotărât și a spus așa, toți care își fac vaccinul nu mai au voie să doneze sânge. Nu au fost prea multe explicații, zice, un anumit studiu ne arată că încă nu știm care sunt urmările și ca să nu avem alte probleme, cei care își fac vaccinul nu mai donează sânge. Gândiți-vă că această declarație a japonezilor este unică. Luând declarații americanilor, suedezilor, altor comunități mai mici sau mai mari. Și atunci înseamnă că în zona aia, ei, acolo, chinezi, japonezi, își vor face jocurile? Nu cred că... Și vor face politica lor, fericiți. Nu, așa. Gândiți-vă la faptul că produsele noastre metalurgice din Europa rămân în Europa. Foarte, foarte puține ajung acolo, întrucât ei au piața lor. Și în multe direcții nu putem să vedem decât formarea unor zone cu alte reguli față de care... Regula e una singură, prietene. Deci, banul, prețul, calitatea. Profit. Asta e. Da. Interesul lor. Da. Interesul fiecăruia. Regula universală. Ce, Germania nu are relații cu Rusia, Germania nu are relații cu Franța, cu China sau Franța sau... Bun, și relațiile astea sunt... Piața americană nu era invadată de produse chinezești, nu de dragul chineșilor, de dragul avantajului economic, fără discuție. Bun, și la un moment dat Trump a zis nu. Și acum Biden a început la fel să spună, domnule, avem o problemă cu China, adică să vedem cum... Au simțit nevoia de a-și proteja piața internă, chiar dacă prețurile americane erau mai mari, în defavoarea unui anumit grad a nivelului de trai, au blocat, pentru că datoria către China se
creștea, se cumula, nu făcea atâta export în China cât avea importurile și pentru echilibrarea balanței de plăți a unei țări a luat măsurile astea. 80% din investițiile din Africa sunt susținute de China. Aproape toată Africa la ora și actuală. România din Africa intră China. Nu fac o comparație ca idee. Pe undeva noi avem numai în domeniul petrolului și Africa are petrol. Nu ne putem compara cu China. De acord, nu asta vreau să vă spuneam așa. Când timpul Ceaușescu aveam 40 de țări în care noi veneam și îi ajutam pentru a scoate petrolul sau gazele. Nu? Și de la această etapă când îi ajutam pe alții, am ajuns în etapa să importăm. Nu știu dacă îi ajutăm. Credeam că ne facem politica noastră economică. Nu neapărat îi ajutăm. Era un spirit da, în care corect, câștigau spus, și da, făceam alții. Comerț cu ei. Da, da. Și ei și noi câștigam în măsura în care dar am ajuns acum așa să nu avem curent electric și să fim nevoiți să importăm. Păi, adică sunt niște treburi la care este greu să spui că noi trăim mai bine. Gândiți-vă numai în astea câteva luni de la 4 lei și ceva litru de benzină, acum au ajuns peste 6 lei. Gândiți-vă că liberalizarea la gaz o însemna 20%, liberalizarea la curent electric între 13 și 14%. Și cine câștigă din diferent creșterile astea de preț? Un grup restrâns de oameni. Poftim? Un grup restrâns de oameni și câteva români, companii mai nu? Mari. Nu, nu. Nu, nici n-au nicio treabă. Nici vorba de așa. Nu. A fost o treabă foarte delicată dacă mă rog, v-ați uitat cu multă atenție. Când a fost explozia de la Petromidia, s-au dus acolo și au cerut ISU de la Constanța, de la Tulcea, ajutor, toți s-au dus, în fine, bravo lor, au fost grozavi. Dar la marile întreprinderi, și ăla nici nu se punea problema, în vechiul regim, exista o formație PSE cu dotare, mașini de luptă, echipamente și așa mai departe. Acolo, în primele, nu a intervenit nimeni. O sunat 112, trimiteți. Deci undeva așa de mult dorim numai profit, 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 încât dă impresia că vrem astăzi și mâine mi-este indiferent ce se întâmplă. Așa și este. Banul dictează. Dar hai să revenim la oile noastre. 83% din forța de muncă este absorbită de aceste întreprinderi private mici și mijlocii. Și noi totuși nu le acordăm un sprijin și o atenție deosebită. De ce oare și ce ar trebui să facem? Deci atenția noastră mare este să mulțumim printr-o inactivitate totală sub aspect legislativ și de ce nu decizional, marele companii. Deci asta este politica noastră. Să nu supărăm marele companii. Redevențele nu au mai fost în contracte plătite de mulți ani. De mulți ani. Și nouă ca oameni cu bun simț în rușine noi să le cerem. Nu. Așa. Doi. Vedeți, s-a ajuns până într-acolo încât la nivel mondial s-a început să hotărască treaba asta. Băi, măcar 15% dați din profit, că nu se mai poate. Nu. Păi, dar știi din ce an se aplică lucrul ăsta? Indiferent. Stai. Hai să știi din ce sau nu știi. Nu-i rușine să nu știi. Din 2023. 2023, da. Cine a promis? Guvernul ăsta. Va mai fi în 2023? Nu. Și atunci de ce a promis? Păi, era nevoie. De ce promiți pe spinarea altuia? Păi da, toți au făcut așa. Pentru ca să nu se poată realiza. Păi, da, asta așa. Am vrut să spun. Da, ca să nu se poată PSD-ul realiza. PSD-ul a dat 40% creștere de pensii, care era mult prea mult pentru situația respectivă, fiind ferm convins că ei nu au să ajungă și vor veni ceilalți, și atunci la fiecare zice nimic, lasă. Eu să vei începi cu stângul.
că nu vei putea face ceea ce e legea. Păi, legea... Și cum se poate chema o astfel de politică? Antinațională. Fără discuție. Eu așa o consider. Eu spun chiar mai mult, criminală. E, și aici vin mai departe. Ne trebuie o mână foarte. Trebuia președintele să se implice altfel. Adică, cum să vă spun, dacă spui că vrei guvernul tău, trebuie să-l și ajuți, să-l și protejezi, să-l și sancționezi. Păi, guvernul acesta, câțiva miniștri ai spune că ai putea purta o discuție. Am înțeles că au fost la Iași. Așa este? Însă în campanii, domnul. A, pentru asta au venit? De cel puțin o lună jumate, toată lumea numai asta are, alegeri. Nu, n-ai cu cine vorbi. Dar ai văzut ce mașini aveau? Și sincer vă spun, dacă stau să mă gândesc că primul ministru a Finlandiei merge pe jos, dacă stau să mă gândesc că în Suedia ești mare demnitar, n-ai nevoie de bodyguard, de mașini la scară. Dacă... Ăștia sunt ridicoli. Adică... Nu... Vreau să vă spun, dar nu... S-a făcut zona... Dar nu se mai bine să spui nimic. Da. Nu, s-a făcut zona pietonală, da. Sâmbătă și duminică. Sunt totuși mari demnitari a Iașului care iau bariere, le aruncă, trec cu mașini într-o sfidare. Măcar dacă ai trecut, oprește mașina după, pune bariera înapoi. Vă spun, te uiți așa și îți este milă că ei n-au rușine. Adică, la un moment dat, empatia merge într-acolo să zice, băi, cum este posibil el să spună? Pe la câtă cultură au și la câtă carte au, tu vrei să mai aibă și rușine? Rușinea presupune o educație, rușinea presupune o știință de carte, presupune o cultură, presupune mai multe lucruri. Da, și noi din ce în ce suntem mai îndepărtați. Mai inculți, mai neștiutori. Da. Apropo, ce părere ai de rezultatele astea de curând la triajul ăla? La... Am văzut că e o leacă mai bun decât anul trecut. Am văzut că de la 60 și ceva au ajuns la 68%. Dar ideea este alta. Numărul acesta de absolvenți. Atâta spui despre rezultatele astea? Nu, asta spun mai mult, care ei nu vor să spună. Păi spune că le-a dat subiectele la jumate din dificultatea cu un an înainte și rezultatul este doar cu foarte puțin. Înainte. Dar treaba este alta. Câți au mers? 120. Și cei care da? Nu mai și, merg la școală. Da? Câți nu merg la școală? Câte școli s-au închis? Și așa mai departe. Deci, dacă facem... Da... Revenim și la treaba asta cu școala. Domnule, eu am un mod de a gândi. Dacă fac un lucru bun, mă gândesc, dacă îl schimb, știu să fac ceva mai bun? Nu știu. Ei, atunci mai merg și am să învăț. Eu, când învăț mai mult, să-l schimb. Dar ca să fac o schimbare de lucru bun într-unul prost, păi, eu mă întreb cât din cei care se nășteau la un moment dat au fost în clasa a întâia în timpul lui Ceaușescu, aproape 100%. Cât terminau? Cât? Deci aveam o școală bună. Oamenii aceștia care au plecat... În care dascălul era dedicat 100%. Sigur. Așa. Produsul care era? Inginer, doctor, profesor, care au plecat. Și străinii i-au luat cu două mâini. Deci erau buni. Erau buni. Deci dacă erau buni, de ce trebuie să schimbăm programul, nu știu care, programul, nu știu cum? Păi, haide să vă spun. Imediat după Revoluție, străinii, și mă refer la toate, invitau grupuri masive. Profesori de matematică, profesori de română, profesori de engleză, în special ăștia cu limbi străine, și se orientau.
care din ei sunt? Ăsta, 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 bun. Ăștia erau imediat promovați. Hai, mai veniți, haideți, faceți-vă un ONG, haideți că noi vă susținem. Și în felul acesta s-a ajuns încât ei vineau cu tupeu, vechii dascăl, toți erau, așa zis, cu ghilimele de rigoare, comuniști. Fică, așa erau, 5.000 erau acolo înregimentați ca să fie... Și spunea, băi, tu, comunistule, nu ești de acord cu ce spun eu? Și ăla au tăcut, eu am tăcut. Și toți am tăcut. Și am ajuns... Clasa de mijloc a unui stat este compusă din aceste întreprinderi private mici și mijlocii. La noi, aceste întreprinderi nu prea mai sunt băgate în seamă. De exemplu, pentru anul financiar 2001-2007, au alocat 80 de milioane de euro. La câte IMM-uri sunt 80 de milioane de euro. Da. 80 de milioane de euro, am spus da, bine. Da. Granduri, despre asta vorbim. Din nefericire și cele care s-au dat nu au fost luate datorită condițiilor dificile de acordare. Ce crezi într-o singură propoziție ca răspuns? Ce ar trebui ca din nou să se încurajeze aceste întreprinderi mici și mijlocii? În primul rând trebuie o analiză corectă și cinstită și să că banii sunt puțini totuși, indirect cât spuneți, așa, ca să putem ajuta cei care, primind acești bani pe gratis, au puterea, au capacitatea, au produsul care i-ar scoate. Fiindcă dacă dăm la toți, nu rează nimic. Și foarte mulți nici n-au să mai atingă faza ca o să deie drumul. Ei sunt într-un faliment nedeclarat, dar real. Deci și acești bani să se dea cum sigur. După aceea, altă idee? Altă idee? Să terminăm cu ONG-urile. Este enorm de mulți bani. Dar finanțate din afară? Nu, și de la noi. Nu. Haideți, și de la noi. Dar cu sarcină. Gândiți-vă un lucru. Marele bancher Soros este de origine... Marele? Bancher. Soros este de origine maghiară, da? Nu numai. Da, știu ce vrei să spun, dar nu. Dar este. Orban, liderul vecinilor, așa, l-au dat afară și a spus, dumneavoastră aici în țara mea nu mai vii și cu ONG-urile dumneavoastră să dispar. O avutăria asta. Finanțat o soi de activități. Da. Adică... stimați telespectatori, ca de obicei, emisiunea asta se termină destul de repede. Mie nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc lui Dorus Câpcaru pentru participare, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea de ne asculta și să vă dăresc, ca de obicei, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, număr caie când vor câine. O seară bună!